Sunt foarte obosiți amândoi. Antonio spunea că nu știe ce să facă să, nu știu, să rămână treaz. Și Maria, la fel și ea se plânge, este foarte somn. Mai spunea că o doare și o coastă. Începe live. Sper ca măcar în live-ul acesta de pe antenă să fim cu un vibe pozitiv și să nu le strice nici dispoziția și nici starea. Apoi vor urma capriciile. Astăzi, din câte știu eu, este domnul Eduard Puiu, nu? Sunt tare curioasă să vedem cum va aborda dânsul situația, pentru că, sincer, nici nu vreau să mă gândesc la ce a fost ieri. Am așa un sentiment de, nu știu, foarte, foarte urât ziua de ieri. Și chiar nu văd de ce. Adică, doi oameni care s-au logodit au primit așa un tir de întrebări de la niște oameni care, culmea, au făcut mai rău ca ei în casă, ca să nu spun altceva. În fine, numai că nu mai vreau să vorbesc despre asta. Hai, cu Doamne ajută să fie bine și poate astăzi vom avea materiale mai drăguțe și oamenii vor gândi mai mult înainte să vorbească.